La aproape un an de la instalarea managementului privat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, președintele Consiliului Județean Gorj, instituție în subordinea căreia se află unitatea medicală, vorbește despre posibilitatea rezilierii contractului cu firma Tetraedrum Medical Consulting. Această măsură se poate lua dacă indicatorii de performanță prevăzuți nu vor fi îndepliniți, a spus Ion Călinoiu în cadrul emisiunii Umbre și Lumini. Să ne așteptăm așa la o revoluționare a spitalului. Cât mai are din management? 2 ani. Dacă îi duce la capăt, s-ar putea să avem anual analiză. Schimbăm anul și managerul. A analiza indicatorul de performanță. Dacă nu îi realizează, de ce nu? Firma oricum va rămâne, deci să sperăm că își va îndeplini. Nu managerul, nu. Rezilierea contractului, nu managerul. Vă gândiți și la o reziliere de contract? Da, noi avem contract cu firma, indicatorul de performanță la firmă. Dacă nu se realizează, bineînțeles, cu firma nu se mai continuă. Șeful județului vine cu aceste declarații după ce actualul manager al unității medicale, Nicoleta Manu, declara săptămânile trecute că se gândește ca laboratorul de analize să fie privatizat dacă nu devine profitabil. Părerea lui Ion Călinoiu este alta și spune că se vor lua măsuri cu cei care vor să facă acest lucru. Discutat și s-a scos pe piață privatizarea laboratorului. Asta e prostie, cum să vorbești de privatizarea laboratorului când spitalul e de domeniul public. Cine poate să facă acest lucru? Probabil la externalizarea externalizarea unor servicii, cum ar fi de laboratori, de bucătărie, de lucru. Și acum ne-a spus că ia de cojoc cu fiecăruia și a șefului de laborator și a managerului dacă vin cu măsuri care nu sunt în interesul spitalului. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu are management privat din data de 23 ianuarie 2013, iar valoarea contractului cu firma SC Tetraedrum Medical Consulting SRL Ilfov este de aproximativ 400.000 de lei fără TVA, respectiv 11.350 de lei pe lună. Durata contractului este de 3 ani.